Probleme fără soluții. Reprezentanții APA Ser Valea Jiului se luptă de mult timp încoace cu furtul capacelor de canal. În Valea Jiului acest fenomen este unul greu de stăpânit. Reprezentanții societății de apă spun că mai mulți factori ar trebui să se implice la stoparea acestui fenomen. Este o problemă în care mi-aș dori să găsesc o soluție, nu numai eu ca director APA Ser, ci împreună cu administrațiile publice locale. Dar, din păcate, tot am sperat și sperăm toți că vom găsi o soluție de rezolvare, dar încă n-am ajuns în acea situație. În continuare se fură capacele de canal. Capacele de canal sunt duse la fer vechi. Dacă nu vom face un front comun între administrație, poliție și celelalte instituții ca să îi prevenim pe cei care colecționează fer vechi, că nu este bine și este în detrimentul cetățenilor din Valea Jiului să primească capacele de canal, nu vom rezolva nimic. Din păcate, acest lucru cei de la fer vechi nu l-au înțeles, nu îl înțeleg. Profitul lor este mai important decât situația de aici, din Valea Jiului. O problemă a fost identificată și în curtea societăților care au ca profil colectarea fierului vechi. Deși s-au purtat discuții cu aceștia, se pare că în continuare achiziționează capacele de canal furate. S-au identificat, capacele sunt rupte în două, în trei și atunci spunându-le sunt bucăți. Nimeni nu ia capacul de canal ca să-l țină acasă în vitrină. Îl ia ca să facă bani. Chiar și pe drumul care duce spre societatea de apă au fost furate capacele de canal. La câțiva metri distanță de sediul societății sunt capace lipsă, care au fost înlocuite cu plăci de beton. Există și cazuri mai rele, în care lipsa capacelor de canal este semnalizată cu crengi.